fost foarte frumos, un munte greu. A fost o săptămână de aclimatizare și apropiere de vârf. A opta zi i-am dat vârful în 7 ore și jumătate. Ne-am trezit la 3 noaptea. Era foarte frig, vreo minus 30-35 de grade. Atât de frig? Da. Și vânt de 75 de km pe oră. A fost foarte frumos. Înseamnă că ești o mică femeie fantastică. Da. Ca un supererou? Nu. Nu neapărat. M-am simțit... Ce vrei să faci acum când ajungi acasă? Primul lucru pe care vrei să faci? Să dorm în patul meu. Și să... Nu știu, să mă întâlnesc cu sora mea. I-a avut astăzi un examen destul de greu. Nu știu dacă știi. Nu, n-am știut. N-am știut. Sper. Cred că i-ai purtat noroc. Da, dacă aș fi știut, sigur i-aș fi purtat noroc. Care e următorul tău punct? Ce urmează? Urmează cel mai înalt vulcan din America de Nord, Pico de Orizaba în Mexic, de 5.000 de metri, și McKinley, cel mai înalt munte din America de Nord, de aproape 6.000 de metri. E și Everestul pe lista ta viitoare? Da, anul viitor vreau. Anul viitor? Da. Rămâneam așa peste vreo 10 ani, dar Nu. Văd că te grăbești. Nu mă grăbesc neapărat, da? Anul viitor, dacă avem sponsorizări, dacă... Eu aș vrea să te întreb ce ai simțit în momentul în care ai ajuns în vârf. M-am simțit foarte specială pentru că sunt cea mai tânără alpinistă din lume care a ajuns acolo și eram foarte fericită. Două bune, ai coborât două recorduri. Da. Și asta la doar nici 13 ani. Păi da, pentru că, adică este o pasiune a mea, nu știu. Sau de când ai tu pasiunea asta? Cum ți-a venit așa pasiunea asta? Păi de la 3 ani am mers prima dată pe munte. De la tata am văzut că mergea în expediții cu Coco și am spus să mă ia și pe mine și mi-a plăcut. Ce sfat le dai celor care ar vrea să scalce pe urme? Sau celor de vârsta ta care probabil își doresc să... Dacă se duc într-o expediție și să nu încerce niciodată ceva nou când sunt la altitudine. Să încerce acasă, dacă le e bine cu, de exemplu, acel aliment, poate să încerce și la altitudine, dar așa direct nu, să nu încerce că poate nu-i place organismului și vomit sau... De câte pregătire a fost nevoie? Păi a fost nevoie de foarte mult antrenament. Eu merg pe munte din două weekenduri și de trei ori am de trei ori antrenament în sălile de escalador. Vreau să-mi spui dacă în toate aceste expediții ale tale ai avut un moment în care ți-a fost foarte greu. Nu foarte, foarte greu. Mi-a fost greu, dar am trecut. M-a motivat faptul că vreau să ajung pe vârf. Sora ta ți-a fost model în toate timp? Da, a fost un model pentru mine, pentru că a făcut acești munți înaintea mea și am întrebat-o cum a fost. Ți-a dat sfaturi? Da. Vă felicităm pentru copilul dumneavoastră. Mulțumesc. Și pentru ce poate să facă. Bănuiesc că aveți un mare aport la chestia asta. Aportul, eu știu, a antrenorului, a organizatorului de expediții, e un aport. Și acesta însă, categoric, faptul că la vârsta ei face performanță în acest fel, eu știu, e un merit mai larg, în sensul, eu știu, Federației Române de Alpin și Escaladă, care participă la programul ei de antrenamente, Centrul Național de Medicină Sportivă, care o testează permanent și vede dacă se adaptează bine la altitudine și la genul acesta de efort. Dar dumneavoastră ați descoperit-o prima dată, adică... Da, chiar am
oarecum am contribuit la facerea ei, ca să zic așa, da. Da, 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 sigur că da, da. Cum o vedeți pe Geta peste 10 ani? Păi probabil o să termine circuitul Șapte Munți, Seven Summit și Seven Volcano, apoi o să evolueze către alpinismul tehnic de altitudine. Cam așa sunt planurile. Bine, sunt pe lungă durată și doar niște gânduri deocamdată, însă deocamdată mă bucur foarte mult de ceea ce realizează, de ce am făcut acum. Este un, un record care a durat 14 ani. Este al Samanthei Larsen, care l-a făcut la 13 ani, o americancă, care ulterior a fost cea mai tânără alpinistă care a terminat circuitul Seven Summit. Și în același timp mă bucur că acum există în Aconcagua două recorduri de vârstă românești. Este recordul ei de cea mai tânără alpinistă care a ajuns pe vârf și recordul lui Coco, care e din 2009, care a ajuns pe vârf pe ruta Ghețarului Polonez. V-ați gândit vreodată că veți reuși cu ambele, pe două fete, să le urcați până acolo? Nu, totul merge pas cu pas. E un mod de viață pentru noi, alpinismul, și, performanța vine oarecum de la sine, având în vedere, munca noastră la secția de performanță a Clubului Sportiv Montan Altitudine. Și în același timp sunt copii care vin atât la escaladă pe stâncă sau escaladă în sală, pe structuri artificiale, cât și în circuitul Șapte Munți din Grădina Carpaților, care face ture de vară și de iarnă, având deja un nucleu de, vreo 8 copii care participă constant în acest circuit. A avut vreun moment doar senzația de a ceda sau de a avea mai multă nevoie de sprijin dumneavoastră? Nu, e foarte motivată și, fiind membra Altitude Expedition Team, e o echipă care are deja o metodă de aclimatizare și de organizare a expedițiilor, care sunt perfect adaptate ei și ajunge foarte motivată și în formă foarte bună în ziua de vârf. Are emoții înainte de ziua de vârf, atunci e momentul când noaptea dinainte de vârf are emoții, o doare stomacul, e chestii, Coco n-avea așa ceva, dar ea e foarte motivată pe urmă.